Și introducere la film să facem. Ah, nu l-am ajutat. Tocmai vreau să facem. Ba da. Hai. Ce introducere la film să faci mai bună decât asta? Când prins pește. Tocmai vreau să facem. Uite, și roșioară. Mamă, ce roșioară mare. Uite, ce roșioară aici. Da, dar ai găsat una. Am agățat-o pe a mea. Și mai întregea la încă una. Mai moșcată ca aia sau nu? Da, uite ce mare este. Cât un ciortan. Opa. Opa, stai că și acolo e pește. Stai că mai am un pește. Hai, asta e introducere la film. Bun găsit la o nouă partidă de pescuit în Delta Dunării. La crab dăm și prindem roșioară mare și frumoasă. Ceva micuț. Ori un ciordănaș, ori un caras ceva mai mare. Opa, ciordan. Țaca. O ciordan. Primul ciordănaș al zilei. Cum e tradiția, primul se eliberează, nu? Da. Adică nici n-am apucat să se pun toate lansetele în apă și deja a venit și primul ciortan. Opa, opa. Uite că s-a și dezgățat. Uite la porumb l-am prins. Păi, mămăligă cu porumb. Da, păi am una. Nici minciocul nu era pregătit. Așa. Deci nici nu era desfăcut asta. Deci primul pește, un ciortan mic, se eliberează. Hai, opa! Important că dau berea, nu? Da! Important hai. Asta este că bem bere. Hai să eliberăm, asta e să-l și filmez. Cu telefonul, că din păcate camera GoPro nu mai funcționează și până vine alta, am făcut comandă, până vine altă cameră, ne chinuim cu telefonul. Cu camera de pe trepied. Așa, dimineața la un răsărit superb să facem eliberarea asta de ciortan accidentat. Hai, du-te. Bravo. Deci n-am apucat să mă montez, să mă instalez. A, uitați ce roșioară aici am prins. Cât jumătate din ciortanul de mai devreme și un cărășel micuț cât palma. Opa, opa, îmi trage. Opa. Uite ce îmi trage. Uite ce-mi trage, hai du-te că-mi trage, ia uite. Ia, ouleu, ia, ouleu, s-a dus și camera, s-a dus și tot. Băi, vezi, nu l-am, prins. Ce trăsături frumoase, dar nu era de ciortan, că dacă era de crap el. Dar la, din ăștia de plastic. A, de plastic? Eu nu-și de plastic. I-am pus la vema. Trebuie să ia și la gâmă. Asta e ceva iar un caras ceva, cred că, ceva mic. Dar tot la viermi din aia de plastic. Ia? Ce este? Mamă, ciortani. Trebuie să nu-i rupem buza.
la ciortănașul ăsta. Și aveau dreptate de ea. Numai din ăștia micuți așa. Ce ciortan frumos. La peleți. Dar ce mic e ăsta. Ce multă iarbă. Măcar dacă era caras, era bun de prăjit. Dar ăsta... Uite, mă, ce-i place vermuș de plastic. De plastic, da? Păi, cât o să îmi dai, dar... Eu i-am pus că am două de... Da. Cât palma. Cât și un caraz e mai mare ca asta. Cum? Hai, du-te. Da, nu. Uite, și asta ce mi-a slăbit. Asta e caras, să vezi dacă nu e caras ăsta. Ce ți-am zis că ăsta e? A, bă, nu, n-am nimic. De obicei carasul slăbește așa. A, bă, da, e pește, mă, și carasul au plătit, ăsta e de zis. Ia uite, ce ți-am zis? Uite, ciortan, vai de capul meu. Ăsta a ieșit, bă, din balta, scade apa și ies. Uite și la aia altul mi-a slăbit-o, fii atent. Uite. Oh, hai că ăsta e mai mare. Ce mic este și ăsta, da? La fel. Mamă, deci în continuu. În continuu, numai din ăștia micuți. Aveau dreptate ăștia, băieții ziceau. Bă, degeaba te duci, numai din ăla mic. Mai uitați-l pe ăsta din mai devreme. Cât de micuț e. Opa, du-te. Ha, și ăsta ceva mai mărișor. Ha. Da, uite și tu. Ești un vasul ăla. Da, micuți. Așteptăm noi pe aia mari să vină, nu? Ăștia micuții. A, vin și aia mari. Ia uite, iar lansetele, trei bucăți pe mal, în barc. Uite. Asta, hai că asta are, eu asta bagung direct. Stă bine, stau bine peleții pe metod feeder. Și la mămăligă, și la orice pui în apă, trage. Trebuia la boiles să încercăm, mă. La ce? La boiles. Că ăștia mici nu mănâncă din... La bile. La bile, da. Măcar caraj dacă prindeai din aia mare, așa, știi? Aia în balte, nu aici. Ia uite, ciocănitoare. Ciocănitoare Audi. Uite. Începe să bărie. Ia. Vermuș. Da, aia cât da, ai tu vei acolo. 4. Da, nu mai unu. Ia, pune câte, opa. Pune câte unu și sau doi, pune câte doi. Doi, pui, am unul aici, ca nu mai pun încă unul. Pune că am o grămadă. Asta este, asta. Hai că a venit. Un ciortan. Un ciortănaș. Poate și mai întrage la una. Opa.
Bă, ăsta-i... A, ba, nu, am zis că e mai mare ăsta. Dar nu este. Tot la fel. Tot la fel din ăla micuț. Hai să-l scoși pe ăsta și... Dăm drumul. Mamă, dar ce bătăioși sunt ăștia. Ce bătăioși sunt. Ei, ia-și. Mai bine era caraz, știi că din caraz mai mănânci și mai mănânci, da? Păi, le avem, mă. Dar vezi că nu este, mă. A, doi. Frați. Frați. Doi frățiori. Hai. Na, na, pa. În familie plecați. Măcar faci poze cu ele. Păi nu, dai bine, fac poze și faci poze și cu telefonul meu, faci poze și le avânc după aceea. Da, da. Acolo, să vadă. Bă, dar numai din ăștia micuți. Ăia mari nu mai apucă să mănânce. Mai bine îi schimbăm locația, mergem la Dunăre. Păi, dar unde e? Ia, om, hai. Am venit și la pe tine primul cioc, da? Ia, ai lăsat frână? Ca la tine. Ia, uite, două boabe tu ai. Hai, ia-ți peștele, pupă-l, fă-i ce vrei. Păi, fă-mi o poză. Ia, vabla asta. Ia de acolo ca să... Cu ăștia mici. Hai bă, că e mai provincial, bă. Unde am pus ăsta? Telefon. A, pui ochelari? Ia. Ăsta e crab sălbatic. Tu crezi că din aia de la Cernavodă, de-i tăi? Păi, ăsta e sălbatic, dar... Ce? Nu se vede? Da. Da. Da, se pune acolo, că... Mamă, ce ți-a tras? Mamă, ce trăsături ai. Vezi? Poliția de frontieră ucraineană. Poliția de frontieră ucraineană. Cu viteză, așa o trebuie să ne iau. Uite, vezi camera. Aute, mă, că ăsta-i mai mare, mă. Acum că a venit unul și mai mare. Auzi. Ma. Trebuia să faci poză, mă, nu cu... cu ăla micuțul. Dar ce? E la fel. Da, să crezi tu. Măi, nu știu dacă nu e la fel. Ia, uite acum, stai să vezi. Tu crezi că eu n-am ochiul făcut sau ce? Deci... Pune pe-a tău. Și auzi. Păi da. Păi. E mai mult. Asta e la măsură, tu nu e la măsură. Hai că a venit și primul ciortan la măsură, restul erau mai micuți. E la măsură, a? Asta da. Asta e la măsură. 40 are fix. Unde trebuie să, oricum trebuie să-l măsor ca să nu cumva să-l rețin. Să nu fie la măsură. Și așa avem frontiera pe aici, pe lângă noi. Mie mi-era dor să mergem pe mal, să stăm, știi? Frumos, pe scaune, pe... M-am săturat în barcă. Da unde? Pe central puteam să mergem. Mergeam pe central, acolo unde mergeam noi. Am stat și cu cortul acolo. L-am puțit-o. Da, da. A, aici e ciocta, nu?
Dar n-ai cum să mai rog portul, că se joace. Nu, astea sunt agățate de boveana aia. Pe mine taică tu măta. Bunelul tău dacă vrea. Hai. Da, mă, dar de unde de la fund vine, de unde e? Uite, e acolo. Nu știu de unde e. Mă auzi? Da, ceva, da, da. Da, hai, bine. Hai, uite acum sună. Da, să da, da, tu în cât timp ajungi? Poți să ajungi acolo? Poate, bă, că ai scos și ăla așa. Ce? Bă, dacă îi plăcea, bă, îi trebuie să băgă la telefon și bine, știi, ăsta trăgea, ridica motorașul, ia și dădea drumul sau vrea poc. Ia atent aici curăță. Ia uite bă ce tu. Da. Fii atent că am schimbat porumb, zic băi să nu mai prind roșioară. Am schimbat pe porumb tot roșioară. Și tot roșioară. Da. Și la vermut și la porumb tot roșioară. Uite, uite și la aia altă. Uite. Hai că la asta am ciocan. La asta am ciocat. Mă gândesc la asta. Vezi că și... A, tu miști acolo. Uite mă, asta-i... Asta-i nervos, mă. Uite, toată viteza în stufă. Bravo! Uite mă, ăsta... Din ăștia se vine. Crap ciocan. Ciocan crap. Din ăștia se vine. Să-ți fac o poză. Să-ți fac o poză cu a mea. Da. Nu, nu. Hai, dacă vrei, poate. Am văzut la una a venit roșioară. Și la unul un cioc de o crapă.
cum se zice ăla. Văd eu acum, dacă ai ieșit. La cană de ce ciortan frumos. Nu știu dacă are, n-are 40, la 35 undeva la limită. 33, 35. Așa că îl pupăm. Uleu. Mamă, ce sânge în ăla. E vă buza. Ce mi-a făcut aici? Toți peleții pe jos. Nu am pus acum bine și deja se agață. Dar tot ceva mic, o șoare, ciortan. Dar la ce te uiți? Ha? Ce uiteai încolo, da? Aici, pe aici a venit. Uite la ce mic. Ia. Te pup, papa. Pa. Hai că ai trecut cu noroc. A, e micuț din ăștia. Sub o strugă, ce faci? Ciortănașul. Deci, este somn. Este, este pe Dunăre, este somn. Deci două ai pe mală. A. Ah. Auzi, unul după altul. Da, e mișto. Frumosesc din astea. Frumos și ăsta, nu? Da, e frumos. Să știi că asta și ca să fii bun, cu mărmoi și-l faci, dar trebuie ca să stai, trebuie să-l faci în tăritor din ăla. Nu? Ce în tăritor? Ca să poți să stai pe... Tot stă bine. Cum? Stă bine. A, așa cum ai tu pe ăla, dar pe asta? A, nu, nu stă. Ălea? Da. M-am săturat de prins pește. Din ăștia mici. M-am săturat de din ăștia mici. Ha, te pup, papa. Ăia mari sunt plecați. Plecați în concediu. În Dubai au plecat. O, ce trăsătură. Ce trăsătură aici. Rai. Au ieșit din Celeșteu, mă, s-a spart Celeșteu și au venit în bună, vei. Da. N-a cuibat din ăsta. Cât de micuți. Ai luat pește? Te descurci? Cu lanseta aia ai prins. Cu aia jumătate de cu jumătate de băț. Păi tu i-ai spus. Bravo. Tu i-ai spus cu asta, ce vrei? Așa? Asta trebuie să auzi, trebuie să scoată banii, bă. Încă nu și-a scos banii. Nu și-a scos, uite, nu. Oricum e ieftinache, e ieftineală. Dacă s-a rupt. Cum? Dacă s-a rupt. Da, astea am luat două bucăți odată și eu că una sunt trei bucăți. Nu știi că una este acasă, două, da, trei, că este... Ia cum a început roșioara asta, mă. Deci eu am dat de groapa de roșioară acolo.
Ha, scăpat. Acum, după prohibiție, eu să înceapă el să vezi. Să mănânce. Da, mă, atunci că am termin-o și cu treburi și... La mine abia o să înceapă treburile. Cum? La mine atunci încep treburile. Da, bine, la tine... Cu pensiunea, căsuța lui Ion, cu turiști. Cu... Mai... Da, vedem cum mergem noi la pescuit. Ușor să nu-mi iei șapca. Să nu-mi iei pălăria. Lasă că nu dau. Nu dau, mă, nu te ating. Hai. Acolo-i tot peștele. Acolo-i bancul cu pește. Păcat, trebuie acum asta. Să fi încercat pe central, pe sonde. Da. Că aici mai venim noi spre viitoare, dar păcat că începe prohibiția asta. 2 luni de zile e mult. Cam mult. Mult. Păi dar trebuie să se ia și să se mai producă, mă, să răbi. Trebuie, așa este, dar... Dacă ești pasionat de pescuit și să stai, să aștepți 2 luni, e mult, așa. Da. Mergem la Chepal. Cu plajă. La guvit. La ce? Că la nimic n-ai voie deloc. Păi dar n-ai voie, nu? Mă, dacă este prohibit... General. Acum vine prohibiția, lansetele, mulinetele curățate, spălate, da, gresate. Asta trebuie să facem în prohibiție ca să uităm de... Adică nu știu dacă... Am apucat să zicem pe cameră. Opa, nu mai am bătut. Nu știu dacă am apucat noi să zicem pe cameră, dar suntem fix cu o zi înainte de prohibiție. Filmul probabil va fi pus mâine, poimine, în prohibiție, nu știu când exact. Dar noi suntem în ultima zi, azi e luni, e ultima zi de pescuit. Și ne gândim ce o să facem noi 2 luni de zile fără pescuit. Și tocmai ziceam un taic, mi zic, cred că desfacem mulinete, le ungem, le gresăm, le ștergem, le curățăm. Hai, las-o așa că e bine. Ca să ne mai treacă dorul, să ne mai aline dorul de pescuit. Oricum, aici unde suntem noi, suntem pe graniță. Și mai ai voie încă o săptămână să pescuiești în zona asta. Probabil vom mai veni măcar o dată aici la pescuit înainte să înceapă și aici prohibiția. Dar prohibiția generală e de mâine. Și o să fie urât 2 luni de zile fără pescuit, de fapt o lună jumate, că aici o săptămână după și o săptămână înainte este prohibiția aia. Deci cam o lună și jumătate fără pescuit, 45 de zile, destul de multicel, dar asta e, nu avem ce face. Mamă, deci cât de bine stau peleții ăștia, cred că de 10 minute, un sfert de oră am aruncat și ei încă stau aici, foarte, foarte bine și e curent. Am fost și la Dunăre acum câteva zile, la mine în fața blocului, acolo pe faleză, faleza orașului Sulina, și peleții stăteau destul de bine și pe Dunăre în curent. Deci, foarte mulțumit de peleții ăștia. De la, nu facem reclamă, dar de la CPK, Forsul, și data trecută aici, exact cu aceiași peleți am pescuit. Pelete CSL Betain Squid Căpșună, 4 mm. Ca să nu mai întrebe cineva în comentarii, de asta îi prezint tot timpul, cu o boabă de porumb flotant, cu metod feeder și am una pe boiles aici am pus și am încă una pe mămăligă cu porumb. Tu la ce pescuiești? La mămăligă și la vermuș. A, mămăligă cu vermuș, da, am avut și eu vermuș mai devreme, i-am scos că mă dispera roșioara. Roșioara. Îi plăceau vermușii mei de plastic. Că din aia nu am mai găsit să cumpărăm. Vii. Da, merge și la plastici. Tata a reușit să rupă și o lansetă, din păcate. Am avut unul, e vreo 6 kg. A avut unul mare, da.
Unul mare de tot. Acum stă de tot. La sfârșit ai scos mămăliga plină. Da, prieteni, cam asta pentru partida asta. Ultima partidă, probabil, sau penultima, înainte de prohibiție. Azi este ultima zi, de fapt, înainte de prohibiție, dar pe zona aici, la Ucrainieni, încă se mai poate o săptămână de pescuit, să vedem dacă mai reușim să facem o partidă împreună. Dacă nu, tata pleacă la Cernavodă și revine după prohibiție cu forțe proaspete, cu... Nu? Monturi noi. Cu monturi noi, cu cărlige noi, îți iei de acolo frumos. Vergi de rezervă, bă, că... Da. Aici sunt scumpi. Da. E de la Bișnițac, de acolo, de la tine, de la... Da. Din alea la... La doilea bucata. Așa. Și... A fost o partidă senzațională, dacă l-am prins cioctani. În continuu, unul după altul, unul după altul ciortani. Din păcate, micuți și da, sub măsură toți. Unul singur era, cred că, peste măsură. Eliberați toți, nu stăm la discuții. A fost cineva aici lângă noi cu barca. Chiar trecuse pe lângă noi și ne întreabă, zice, domnule, se prinde? Zic, se prinde în continuu, dar din ăsta mic. A, lângă noi s-a pus aici. Când au zis că se prinde. Și, da... au oprit și oamenii de o prăjeală, de o mâncare, de ceva, probabil. Deși nu știu dacă o fi prins ceva la măsură, că sub 40 de centimetri crapul nu ai voie să reții. Te prinde cu el în barcă, amendă direct. Da? Fiecare dacă vrea să păstreze, păstrează pe riscul lui. Nu? Cine vrea să păstreze, n-are decât. Noi pupăm și zicem, papa, să vină când o fi mai mare. Să vină bunelul și o taică și... Mamă, ce intens. Ăsta e mare. Fii atent fix când strângeam lansetele să plecăm acasă. Fix înainte să strângem, să plecăm acasă. Am mai intrat în cioc, da. Ia uitați-l. La final de partidă. Mulțumim pentru vizionare. Tata e ocupat, vorbește la telefon. Păi nu știu, eu o să vă... Ce să vă urăm? Să vă treacă prohibiția cât mai repede și să vă... Să nu duceți prea tare dorul de pescuit. Cam atât pentru partida de azi. N-am județ, eu vin în județul Constanța, înapoi, deja Cernavodă.